Horoscopul zilei Berbec. Chiar dacă veți obține succesele pe care vi le doriți, asta nu trebuie să vi se urce la cap. Păstrați-vă sângele rece și continuați-vă munca cu aceeași pasiune și tenacitate. Este una din acele zile în care cei din jur par să vă observe ceva mai mult decât de obicei, chiar dacă voi nu faceți nimic deosebit față de alte zile pentru a ieși în evidență. Ba chiar în unele cazuri s-ar putea să fiți așteptați a prelua conducerea și, bineînțeles, a vă asuma responsabilitățile. Nu este o poziție extrem de confortabilă pentru voi, însă astăzi vă veți simți capabil să vă bucurați de puțin mai multă atenție și vizibilitate. Informațiile pe care le veți obține astăzi vor sosi exact la momentul potrivit pentru a fi fructificate din plin. Taur. Un oarecare aer de mister plutește azi în atmosferă, anumite elemente vă obturează imaginea de ansamblu, iar acest lucru vă poate aduce unele prejudicii. Veți avea îndoieli cu privire la multe chestiuni, iar sentimentele de frustrare vor fi dublate de un stres în plus. Nu este un moment în care să luați decizii definitive în probleme de importanță majoră. Cel mai bine este să așteptați momente mai favorabile. Veți resimți o nevoie acută de intimitate, dar și dorința de a menține controlul asupra evenimentelor. Aceste două elemente nu prea merg împreună, de aceea se va impune să faceți unele schimbări în optică pe care o aveți la acest moment. Gemeni. Nu trăiți după standardele impuse de alții și mai mult decât atât, cu teama că nu veți putea atinge acele standarde. Stabiliți-vă voi singuri limitele și scopurile de urmat, voi înși vă sunteți individualități, fiecare cu particularitățile sale. Unele chestiuni ascunse până acum astăzi vor ieși la suprafață și în unele cazuri s-ar putea să fiți extrem de uimiți de ceea ce veți afla. În unele cazuri, schimbările care se vor produce vor fi extreme, iar acest lucru vă va destabiliza din punct de vedere psihic. Relația cu partenerul se anunță destul de strânsă, iar liniștea domestică vă va oferi resursele pentru a depăși situațiile dificile. Rac. Astăzi veți fi influențați spre mai multă perseverență în atingerea scopurilor pe care vi le-ați propus. Va fi nevoie și de oarecare doză de intransigență în anumite împrejurări, ceea ce nu vă va face foarte plăcuți celor care veți intra în contact în astfel de momente. Nu trebuie însă să insistați prea mult în cine știe ce investigații, pentru că rezultatele s-ar putea să rănească, nu doar pe voi, ci și pe unele persoane apropiate. Ca urmare, insistați doar acolo unde trebuie și respectați limitele, acolo unde acestea vi se semnalează. Evitați conflictele cu acele persoane care v-ar putea fi de folos în proiectele voastre, de orice fel ar fi ele. Mai lăsați de la voi dacă este cazul în astfel de situații. Leu. Este o zi potrivită pentru a vă implica în proiecte incitante, care să vă acapareze atenția și să vă suscite interesul. Trebuie să ieșiți din această stare de amorțeală și să treceți efectiv la realizarea lucrurilor ce sunt de făcut. Resursele, cunoștințele și talentele trebuie folosite din plin pentru a vă facilita activitatea. Astăzi este indicat să vă concentrați asupra detaliilor mai degrabă decât asupra imaginii de ansamblu. Deși relațiile cu prietenii și apropiații sunt cordiale, astăzi vă veți mulțumi să faceți lucrurile pe cont propriu, pentru că pur și simplu nu veți resimți nevoie de ajutor din partea altora. Ba chiar veți fi mai retrași ca de obicei, inclusiv psihic, deși sunteți persoane cărora le place să fie în centrul atenției, nu vă speriați, e doar o zi în care simțiți nevoie de liniște în spațiul vostru privat. Fecioară. Veți dori să o luați înaintea programului deja stabilit, în scopul de a vă atinge mai repede obiectivele stabilite, dar unele circunstanțe vor fi împotriva voastră, așa că ar fi mai bine să mergeți în ritmul deja stabilit. Este o zi potrivită pentru a acționa în sensul consolidării armoniei și bunei dispoziții în spațiul domestic. De asemenea, este un context favorabil și pentru a face observații mai atente referitoare la anumite lucruri care se petrec în jurul vostru. Ați putea observa evoluțiile dintr-o altă perspectivă, ceea ce ar putea să vă fie de mare ajutor. Sunteți într-o dispoziție optimistă, iar acest lucru vă va ajuta să evoluați frumos pe parcursul zilei. Beneficiile se vor resimți și în plan fizic și în psihic, astfel că vă veți simți liniștiți și revigorați. Balanță. Exprimarea celor mai intime gânduri ale voastre nu trebuie făcută față de oricine, așa, la repezeală. Trebuie să vă gândiți că ar putea fi persoane nu atât de bine intenționate, care să profite de slăbiciunea voastră. Căutați persoane de încredere
către care să vă destăinuiți. Încercați chiar un ajutor specializat, cineva care să vă poată sfătui în anumite chestiuni eventual. Dragostea vă poate aduce surprize plăcute astăzi. Dacă unele sentimente care vă încearcă sunt contradictorii, ar fi bine să luați inițiativa și să le clarificați. Anumite idei gândite mai de multă vreme ar putea fi ușor puse în practică profitând de creativitatea stimulată de contextul astral favorabil. Scorpion. Astăzi vă veți bucura de multă apreciere din partea celor din jur pentru implicarea voastră în diverse proiecte de interes general. Ați putea resimți mai acut dorința de a vă spori confortul, ceea ce ar putea să vă împingă spre unele cheltuieli neplanificate, ba chiar către unele extravagante. Nu este o zi potrivită pentru a vă arunca la achiziții de produse de preț crescut, însă este un moment foarte potrivit de a vă gândi cum să vă sporiți capitalul pe care îl aveți până în prezent. În viața de cuplu ar fi excelent dacă ați putea să vă exprimați ceva mai deschis, chiar și să căutați dialogul. Multe dintre problemele personale cu care vă confruntați vor putea fi rezolvate păstrându-vă calmul și mintea deschisă. Săgetător. Evitați orice cheltuială care nu este în plan și păstrați atenția sporită asupra evoluțiilor propriului buget. În plan personal, astăzi veți afișa farmic și atracție, iar încercările voastre de a impresiona vor da rezultate. Calitățile native cu care sunteți înzestrați se vor dovedi folositoare în demersurile pe care le veți iniția. Undeva în a doua parte a zilei este posibil să apară unele suspiciuni legate de posibilitatea de a fi fost trădați, fie în viața personală, fie în plan profesional. Anumite resentimente par să vină de nicăieri și fără niciun temei. Veți fi nehotărâți în multe privințe, iar această incertitudine arată că nu sunteți încă pregătiți să luați anumite decizii. Capricorn. Nimeni nu va rezista astăzi șarmului vostru și simțului umorului. Astfel, vă remontați din punct de vedere al moralului, sporindu-vă încrederea în propriile forțe. Luați în considerare creativitatea în relaționarea cu ceilalți. Împărtășiți idei, faceți schimb de informații și fiți atenți la detalii. Veți putea folosi multe din cele aflate astăzi în proiectele pe care le aveți în desfășurare. Este un moment potrivit pentru a avea grijă și de voi înșivă, de a vă satisface chiar unele mici capricii, fără a întrece limitele bugetului propriu, bineînțeles. Este posibil să vă simțiți destul de încărcați psihic, de aceea ar fi bine să căutați unele debușeie pentru această stare de spirit. Vărsător. Este o zi mai potrivită pentru activități de culise decât pentru a vă afla în lumina reflectoarelor. Chiar dacă vă place să fiți în centrul atenției, astăzi veți cădea în reticol încercând să vă impuneți pe această poziție. Concentrați-vă așadar pe activități de întreținere, de odihnă, de refacere. De regulă sunteți obișnuiți cu ritmul alert al vieții, dar trebuie să acceptați că sunt momente în care este neapărat nevoie să luați o pauză. Puteți să vă concentrați pe activități pasive, precum crearea mentală a unor planuri de afaceri, de exemplu. Acordați atenție sporită familiei, petreceți timp cu copiii și cu partenerul. Pești. Criticismul exagerat vă poate atrage numeroase resentimente din partea celor cu care veți intra în contact. Anumite aspecte pot fi corect apreciate, însă este posibil ca uneori să greșiți în aprecierile voastre. Așa că dacă nu sunteți siguri pe ceea ce știți, mai bine abțineți-vă de la a face aprecieri și cu atât mai mult judecăți de valoare. Unele zile sunt mai potrivite pentru a urmări anumite persoane sau împrejurări, altele pentru a atrage. Astăzi este o zi potrivită pentru a doua variantă. Sunteți susceptibili la diverse tipuri de infecții, inclusiv urogenitale. Luați vitamina E, pe care o puteți găsi în produse lactate și în uleiuri vegetale. Aveți grijă de sănătatea voastră mai mult ca de obicei. Horoscopul zilei de azi.